Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în ceașca de cafea. După cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1, ceșcuța albastră și varianta numărul 2, ceașca vișinie. o să vă rog să vă alegeți una dintre cele două cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu voi începe cu prima variantă și anume ceașca albastră. Văd aici că sunteți o persoană destul de stresată, o persoană care are foarte multe gânduri, o persoană care se gândește la foarte multe lucruri în același timp. N-ar fi nimic exclus ca aici o parte dintre voi să fiți zodia Berbec, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii. Mai avem inițiala inițiala D, C și A. Uh, și ce mai văd aici, văd că o foarte mare parte dintre voi sunteți femei, dar uh, purtați cercei într-adevăr, dar sunt uh, cercei din aceia scurți, nu le, așa pe ureche, nu sunt uh, cercei lungi. Uh, pe lângă asta, mai văd aici că există oarecare tristețe în viața voastră, uh, dar aici uh, este o, o tristețe care este... Legată de niște vești pe care le-ați aflat, trebuie să știți că nu tot ceea ce ați aflat este adevărat. Este bine să mai cercetați și să vedeți dacă totuși este adevărat. Aici poate să fie vorba. De analize medicale, poate să fie vorba de faptul, nu știu, poate vă doriți un copil și v-ați dus să faceți niște analize și v-ați spus că nu o să faceți copii niciodată, nu știu, poate să fie legat de absolut orice. Dar, indiferent de ceea ce este legat, trebuie să înțelegeți că, totuși, există o speranță, există o posibilitate ca lucrurile, că lucrurile nu sunt așa 100%. Um, și din cauza asta am spus, este bine încă să mai cercetați, încă să mai cereți o părere, încă să. Nu știu, dacă v-ați dus undeva și aveți, de exemplu, de rezolvat, nu știu, o situație în legătură cu uh, niște acte. Vi s-a spus că nu se poate. Ei, să știți că se poate, doar că trebuie să mai cercetați, să vedeți exact, pentru că. Din câte văd aici, rezolvare există, dar încă n-ați găsit punctul acela în care să vi se spună da, se poate rezolva, dar doar că se poate rezolva într-un anumit fel. Poate că nici persoanele respective nu știu că există această rezolvare. Ce văd aici? Văd inițiala N, inițiala H, E. Mai văd aici o cifră de 4, poate că peste 4 puncte găsiți în sfârșit rezolvarea la problema voastră sau aflați niște vești în legătură cu o anumită persoană care va produs o oarecare tristețe, nu de foarte mult timp. Um, poate să fie și în legătură cu persoana iubită, poate să fie și uh, vorba și despre o altă persoană. Văd că această, aceste vești, da, într-adevăr, vin în legătură cu un, uh, cu un bărbat. Uh, un bărbat care e posibil să aibă ochi căprui, um, un bărbat căruia îi place să petreacă, îi place să se distreze. Um, dar ideea este că veștile, veștile vin. Atenție doar dacă deja, așa cum am spus, dacă ați aflat deja ceva în legătură cu acest bărbat, să știți că încă nu este totul adevărat. Deci aveți grijă ce credeți, cum credeți, pe cine ascultați și așa mai departe, pentru că există foarte multe vorbe, foarte multe bârfe la adresa acestui bărbat și este posibil dar toate aceste vorbe vă o să vă facă, de fapt, rău. Pur și simplu, numai faptul că auziți că se vorbește, că se bărfește deja, parcă vă deranjează. În ceea ce ține de, de voi și de persoana iubită, pot să spun aici că există anumite tensiuni, un pic de tensiune, însă văd că în maxim două, două zile, două ore, poate pentru o parte e doar o ceartă care ține două ore, pentru alții poate să fie două zile, e ceva care ține în jur de, așa cum am zis, două ore sau două zile, după care se termină. Posibil poate că zilele astea, nu știu, mergeți, aveți, poate invita sau ceva, este în legătură ceva cu uh, tinca, țuica, ceva de genul. Da, poate pentru o parte dintre voi, um, pentru că am cuvintele astea. Uh, mai am cuvântul uh, toca, taca, ceva de genul. Mai am un N, un 6 și un A. Ce mai avem aici? Văd ceva în legătură cu o casă. Poate că vă adunați mai mulți într-o casă sau mergeți în vizită la cineva sau poate că vine cineva în vizită la voi. Vine cineva în vizită la voi la lăsarea serii. Și văd că este posibil să primiți persoanele respective în living, ceva în legătură cu livingul. ul Mai am aici un cuvânt. E ceva, nu știu, aveți oare living puțin deranjat sau ceva de genul în momentul în care vă vin persoanele astea în casă și cumva vă simt, din punctul ăsta de vedere vă simțiți un pic jenați, dar nu aveți de ce pentru că în principiu lucrurile merg într-o direcție bună. Adică persoanele respective, dacă vin, vin pentru voi, nu vin pentru să vadă dacă aveți puțin living-ul deranjat sau ceva. Nu știu e ceva în legătură cu living -ul. nu știu ce e la voi cu living -ul. Pe lângă asta văd că în familie în principiu, sunteți, sunteți bine, chiar vă simțiți foarte bine alături de persoanele care vin în casa voastră, știți să glumiți, să vorbiți, unii dintre voi văd că fac anumite jocuri de societate, da, stați de vorbă. Într-adevăr, văd că în discuțiile voastre apare și o persoană care este poate mai în vârstă sau bolnavă, dar ideea este că pe ansamblu voi vă simțiți bine în preajma acestor persoane. Mai văd aici, un, mai primiți niște vești din partea unei, aceste persoane iubite care vine și spune. Nu știu, o să vă dea o speranță, o să vorbiți despre ceva de viitor, dar e, ce, e ceva de bine. e Poate să fie vorba de ceva neașteptat. Poate că voi ați mai discutat ceva cu, împreună cu persoana asta, dar parcă lucrurile nu s-au legate. De această dată parcă se și leagă și de această dată vine persoana iubită și spune, uite, vreau să facem lucrul ăsta, vreau să mergem în vacanță, vreau să... Da, deci să faceți ceva împreună. Văd că vă gândiți să faceți poate o excursie la munte, poate o plimbare, numai un pic de atenție. De ce? Pentru că este posibil să fie cu niște peripeții, nu știu, să vă împiedicați, să. e ceva ca un obstacol, e ceva de care vă loviți și după aveți puțin de suferit. Um... Nu știu, e aici ceva care, un pic de atenție la pe unde mergeți, cum mergeți, da, și ce faceți, că în rest lucrurile ă, sunt bune, nu văd să fie ceva. Văd într-adevăr că este ceva de zi, da, plecați undeva peste zi și acolo posibil, așa cum am spus, să fie, nu știu, să vă împiedicați, să, nu știu, poate are mașina, o faceți pană la mașină, dar nu e, sunt evenimente neapărat că vă aduc foarte mare tristețe, dar sunt uh, mici întârzieri care mai apoi vă afectează într-un fel sau altul, dar nu foarte rău. Uh, mai văd aici o cifră de 21 sau 29. Um, poate peste aceste puncte de 21-29 aflați niște vești. Uh, pe lângă asta văd că în ziua de 21 veți primi la poștă, cred că o scrisoare, sau, nu știu, aveți ceva vești, poate legate de rovinietă, nu știu, n-ați plătit rovinieta și vă vine vreo amendă ceva pe data de 21, un pic de atenție la viteză și... Nu știu, e ceva cu data de 21, iarăși aici cu uh, niște vești. Dar, acum e clar, pentru fiecare veștile pot fi uh, diferite, dar așa cum am spus, un pic de atenție la ceea ce ține legat de mașină. Uh, să, uh, să nu mergeți cu foarte mare viteză, să aveți uh, actele uh, tot în regulă plătit, pentru că dacă nu altfel o să vă primiți acasă prin poștă. Uh, niște scrisorele care nu o să vă placă, dar nu, la fel nu e ceva de rău. Uh, mai văd aici niște persoane care au o legătură cu Anglia. Mai văd uh, că aveți, urmează să vă justificați în ceva și când veți fi luați la întrebări, spuneți, păi pentru că am făcut asta, pentru că da și folosiți foarte mult cuvint, cuvântul pentru, dar văd că și urmează să vă cereți iertare de la cineva. Da, îndrept văd că lucrurile sunt, sunt bune și la voi. Urmează foarte multe, foarte multe lucruri destul de pozitive. Nu neapărat acum că vin niște vești wow, în sens de nemaipomenit de bune, dar nu putem spune nici că sunt vești ex, extraordinar de rele, ci mai degrabă aș spune că perioada următoare pentru voi este o perioadă destul de obișnuită, o perioadă în care vă faceți foarte multe planuri, poate chiar inclusiv planuri de a merge în vacanță. Um, și așa cum am spus, poate chiar în vizită la cineva. Pentru persoanele care sunteți singure, este uh, foarte mare probabilitate ca în uh, vizită la cine mergeți, acolo să întâlniți persoana potrivită pentru voi, dar este vorba despre o altă persoană, nu este vorba despre o persoană din trecutul vostru. Chiar dacă ar fi vorba de o persoană din trecutul vostru, este o persoană pe care n-ați mai văzut-o de foarte mulți ani și o persoană care acum este total schimbat sau schimbată. E ca și cum ar fi o altă persoană. Cam astea au fost informațiile pentru voi cei de la prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2, ce anume ceșcuța vișinie. Aici văd că voi aveți niște probleme care au început cumva în luna septembrie. Luna septembrie pentru voi este o lună care a venit cu foarte multe schimbări în viața voastră și se pare că aceste schimbări nu au fost tocmai uh, pozitive uh, și chiar vă mai afectează încă și în acest moment. Posibil uh, să fie avut de-a face și cu persoane din Zodia Leu, Zodia Capricorn, Fecioară, Persoane care s-au dat drept persoane fidele, credincioase, dar de fapt nu sunt chiar așa. Sunt persoane care v-au trădat și v-au trădat, dar v-au trădat atât de tare încât voi nici până în acest moment n-ați reușit să depășiți aceste trădări, aceste lucruri negative care s-au întâmplat în luna septembrie. Este bine să vă deschideți, să fiți persoane cât mai deschise, să treceți mai, cu mai multă ușurință peste ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu sunteți nici primele, nici ultimele persoane cărora li s-a întâmplat acest lucru, chiar dacă um, încă vă mai afectează destul de mult ceea ce s-a întâmplat în luna septembrie. Um, voi aici vi se recomandă foarte clar să fiți mai deschiși. Nu știu la ce trebuie să fiți voi mai deschiși, dar ăsta um, este sfatul în primul rând pentru voi în această ceașcă de cafea. Uh, mai avem... Um, aici um, să fiți mai deschiși la, inclusiv la job, ceva în legătură cu jobul, să fiți mai prietenoși cu anumite persoane care vă sunt alături și poate care voi, în care voi în acest moment nu aveți suficientă încredere cu toate că persoanele respective v-au dat de înțeles că puteți avea încredere, dar știți cum se spune când, în, când te arzi cu ciorbă, sufli și în iaurt, e, cam așa sunteți și voi în acest moment, nu aveți încredere în alte persoane. Posibil aici să fiți foarte multe persoane singure și să nu înțelegeți de ce nu puteți întâlni și voi pe cineva, alături de care să fiți. Problema nu e că nu puteți întâlni, problema este că voi ați rămas cu anumite traume din trecut și vă este greu să treceți peste ele. De multe ori poate gândiți, a, toți sunt la fel, toată lumea face la fel, toată lumea gândește la fel, toată lumea trădează la fel și așa mai departe. Însă, trebuie să, cum se spune, e adevărat, nu trebuie să vă deschideți de la prima întâlnire, dar puteți să lăsați acolo un, un loc ușor în care să și să faceți pași cu pas spre o altă persoană. Din ceea ce mai văd aici, văd că da, în trecut ați crezut că anumite persoane v-au făcut anumite lucruri necurate și cumva considerați că acele lucruri vă afectează încă și în prezent. Nu, acele lucruri să știți că au trecut. Nu mai sunt de actualitate, au fost atunci pe anumite perioade de timp. Acum văd că lucrurile s-au clarificat, s-au limpezit, dar acum depinde doar de voi cum, cum vreți să trăiți pe mai departe. Pentru că, așa cum am spus, voi încă sunteți foarte mult legate sau legați în trecut. Voi încă credeți că anumite persoane vă fac rău da Eu nu zic că anumite persoane în trecut nu v-au făcut rău sau nu au făcut anumite lucruri necurate, însă au fost în trecut. Nu mai sunt, așa cum am spus, nu mai sunt în prezent. Acum mai trebuie doar să vi le scoateți și voi din gândurile voastre. De ce? Pentru că mergând în gândurile astea, aici nu pot să zic neapărat că vă învârtiți într-un cerc vicios, ci mai degrabă aș spune că sunteți ca într-un romb. Da? Când Mergeți în sus când picați în jos când mergeți în sus când picați în jos. Sunteți, parcă, sunteți, parcă dați doar de colțuri, nu mai dați și de uh, partea de ieșire. Um, dar este bine să, așa cum am spus, să, să depășiți uh, niște momente. Uh, da, văd că persoana care v-a făcut cel mai mult rău este genul de, de persoană care are, uh, nu este ca și proporția al corpului nu este o proporție normală, ci mai degrabă aș spune că este genul de persoană cu picioare scurte și corp mai, mai mare. Această persoană, într-adevăr, v-a făcut foarte mult rău, dar este bine să lăsați această persoană deoparte și, indiferent cât de mult -ar, ar vrea să se întoarcă această persoană la voi, este bine să nu mai primiți această persoană în viața voastră. Mai văd aici uh, ceva cu draperie. Poate este necesar să schimbați o anumită draperie în casă. Uh, nu știu, poate că aveți o draperie primită de la cineva, poate că că aveți o draperie, nu știu, care îi deteriorată. Nu știu, e aici ceva în legătură cu o draperie. Cred că voi știți exact despre ce este vorba. Dacă simțiți să o schimbați, este mai bine să o schimbați, pentru că sfatul este clar pentru voi să schimbați draperia respectivă. Dacă cumva în momentul în care vă uitați la draperia respectivă, vedeți că, nu știu, parcă vă deranjează ceva sau vă supără ceva, e atunci în momentul ăla e mai bine să o schimbați pentru că e clar că e un lucru care vă va duce tristețe și vă aduce un foarte mare stres. Nu știu, poate că este o draperie mai închisă la culoare, da, și este nevoie să puneți una mai deschisă pentru a înfrumuseța un pic spațiul și pentru a vă da o altă stare mult mai pozitivă. Mai văd aici scut. Poate voi vă puneți un scut în momentul în care întâlniți pe cineva, da? E ca și cum mereu sunteți într-o îngardă, dar este bine să fiți cât mai legere, cât mai legeri, pentru că lucrurile trebuie să meargă de la sine, nu trebuie să. Fiți voi, să vă puneți o anumită armură pentru că nu, alt, nu rezolvați problemele în felul acesta. Văd că veți face foarte multe drumuri scurte pentru rezolvarea anumitor probleme. E nevoie de mai multe drumuri, dar lucrurile se rezolvă nu e că nu se rezolvă. Pentru cei care căutați un nou, loc de, un nou loc de muncă îl veți găsi, pentru cei care căutați un nou partener sau o nouă parteneră la fel veți găsi și pentru foarte mulți dintre voi noul partener sau noua parteneră este o zodie cornută. Um, dar este o zodie care își dorește stabilitate și vrea stabilitate alături de voi cu toate că pe voi parcă această stabilitate vă îngrădește, vă simțiți îngrădiți, îngrădite, vă simțiți ca și cum vă fură din libertate. Nu, dacă știți cum să puneți problema și cum să gestionați lucrurile, nu, nu vă ia nimeni libertatea. Um, Nu știu, pentru o parte dintre voi, culoarea galben parcă vă aduce o stare de, bună, de bine și vă place chiar culoarea galben. Um, sau poate că vă ați gândit să faceți o nuanță de galben într-o cameră, da? sau poate chiar cumpărați ceva în nuanță de galben. Um, este bine să-l cumpărați ceva în nuanță de galben pentru că chiar dacă este un obiect micuț, pentru că este posibil ca cine vă intră în casă să aibă o anumită um repulsie, să aibă o anumită stare din asta mai uh, negativă la acea culoare galbenă și să zică, a, ce a trebuit ție să-ți cumperi bluză galbenă sau, uh, nu știu, pan, sau uh, un bibelou galben sau mai știu eu ce. Uh, și o să vă dați seama că persoana respectivă nu este o persoană care uh, să vă vrea chiar atât de mult uh, binele precum zice, chiar dacă vorbim despre un frate sau poate vorbim despre o soră sau dar este o persoană, nu știu, pe care o deranjează destul de mult culoarea galbenă și în momentul, chiar dacă vă face plăcere culoarea galbenă, persoane respective nu și automat vrea să cumva să depindeți de această persoană. De asta e bine să știți să păstrați niște proporții în privința acestei persoane. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!